Caută scrisoarea aia. Ce scrisoare? Unde ai băgat? N-am văzut nicio scrisoare. Oh, Doamne! Scrisoarea pe care am primit-o ieri de la vechil, tu ai luat-o de la poștar. Unde ai pus-o? Niciodată nu știi nimic, dar... Caut-o în coșul de hârtii. Hai, mai repede. Aici nu, nu e. Nu trebuie să vă recap. Au în spatele carapele astea de acolo. Poftim, nici până acum n-ai reparat-o. E veche și ea. Niciodată nu faci nimic. E veche și ea, nu se țină. Cât lume. Batista, da, da. Unde mai fi? Repede, repede. Batista, păi nu e, e doar praf și murdărie. Ei, nimic nu faci. Ei, sunt aici, acum nu... Nu faci nimic, a? Eu îmi dau toată silința în cruzinile astea. Până și praful ștept, de măturat. Mătur în fiecare zi. Aproape. Și zici că nu fac nimic? Ce? Ce? Cu farfuria mea murdară de aseară? A, pasta pot să o iau. Pot să o iau pasta. Da, cărțile... Cărțile și tablourile le șterg întotdeauna înainte de Crăciun. Păi, Anjeni, înainte de Paște, totdeauna, și nu fac nimic. Sunt și moi. Ieri am văzut și o ploșă. Da? La mine? Sunt purici. Așa să alegi după orice ploșniță și să te vâri după aia așa prin toate crăpăturile. Nu poți. Au! Poftim, a și venit cineva. Dar cine să fie așa de voie? O să fie toată lumea acolo. Ei, și tu.
Ești chiar toată lumea. Ah, ai putea să vii și dumneata, dragul meu, Ilie Ilici. Auzi? Sofia Nicolaevna și Lidia merg numai ele două cu trăzura și bancheta din față rămâne liberă. Ai putea să vii și dumneata? Nu, nu, nu. Nu încap eu pe banchetă. Atunci îți trimit un cal. Dar ferească Dumnezeu, ce mai trece prin cap? Auzi, Volcov? Mi-au căzut pe cap două necazuri. Aș vrea să stăm de vorbă. Ah, dar nu pot, dragul meu, nu pot. Iau masa la prințul Ciumenes. Da, chiar. De ce nu mai trăiești deloc pe la prinț? Doar știi ce bine se petrece în casa lui și pe ce picior trăiește. Iar vinea e numai flori. Am mai gândit și o galerie în stil gotic și am auzit că vara asta o să organizeze acolo dansuri și tablouri vivante. Ah, oh, Ilia! Ilia! Nu, nu, te rog, te rog, te rog. Diseară merg și la balet. Atunci, ai să vii și dumneata? Nu, nu cred, nu. Pe, atunci, dragul meu, eu trebuie să plec. No, poate vii diseară după balet la un ceai, Volcov, să-mi povestești și mie cum a fost. Bine, bine. Da. Nu pot. Diseară mă duc la Mezdros. Vii cu mine acolo? Hai, dar nu se vorbește numai de artă, n-auzi decât de Beethoven, de Bach, de Leonardo, da Vinci. Vai de mine, ce plictiseală. Dragul meu, dar cum vrei să afli toate noutățile dacă stai aici? Uite, eu, de exemplu, e adevărat că trec pe la birou de dorme săptămână, dar iau masa la general, apoi fac miște prin case pe unde n-am mai fost de mult. Toată lumea are acum o deprimire. Uite, nu se lasă din nou, marți, la Maclașin, joi, la Viaznicov, tu ce faci? Stai aici, în casa. Aș vrea să-ți vorbesc despre niște treburi de ale mele. Nu pot. Mai trebuie să mă mai duc în încă 10 locuri. Ah, Penchi, bună! Ah, ia! N-ai aflat? Te-ți fără prostul, dracu! Doamne! Ce frumoasă e viața! Au! Ia, dracu, e viața! Bună, Ilia! Bună, Penchi. Nu te apropia, vii de afară, din frig. Dar de unde vii așa de vreme? De la librărie. Am fost să mă interesez de reviste. Ai citit articolul meu? Nu. Să ți-l trimis să-l citești. Despre ce scrii? Despre comerț, despre frumoasele zile de aprilie de care avem parte, despre emanciparea femeilor și despre un preparat nou împotriva incendiilor. Dar mai mult decât orice, lupt pentru tendința realistă în literatură. Ai mult de lupt. Destul. Câte două articole pe săptămână pentru ziar. Recenziile și acum am scris-o numai. Despre ce? Despre un primar care-i bate pe târgoveți. Într-adevăr, aici se vede o tendință realistă. E așa? Ilia, prezint o idee care știu că este și nouă și îndrăzneață. Fii atent! Un călător în trecere prin orașul respectiv e martor al acestor fapte. Și profitând de o întâlnire cu guvernatorul, îi se plânge de primar. Guvernatorul dă dispoziție unui funcționar care tocmai se ducea acolo într-o anchetă să se convingă întreagăt și de acest lucru și în gemere să adune informații asupra persoanei și purtărilor primarului. Funcționarul îi convoacă pe târgoveți sub pretext că vrea să se intereseze asupra bunului mers al comerțului. Și din vorbă în vorbă îi întreabă despre primar. Și ce crezi? Târgoveți încep să se proconească și să râdă, ridicându-l pe primar în slava celui. Funcționarul meu se apucă atunci să cerceteze pădălături. Și se spune că acești târgoveți sunt, de fapt, niște pungași
care vând marfă stricată, care umblă cu o caua mică, care nu se dau înapoi de la înșelat chiar și visteria statului și că în genere sunt cu toții atât de imorali încât bătaia nu reprezintă pentru ei decât o pedeapsă bine meritată! Ilia, eu cred că am reușit să împățișez și samavolnicile primarului și corupția moravurilor în sânul vulgului și proasta organizare a activității funcționarilor subalterni și necesitatea unor măsuri severe, dar legale. Nu e asta o idee nouă? Da. Mai cu seamă pentru mine. Citesc așa de puțin. Ilia, citește! Citește, măcar din curiozitate, dar citește! La ce bun, pe descrierile voastre lipsește viață, lipsește înțelegere, simpatie, ceea ce la voi se cheamă umanitate. Poți să zugrăvești un hot, un prost înșelat, o femeie pierdută, ce vrei. Dar nu trebuie să uiți omul, vechi. Unde e iubirea față de om? Iubiți-l. Nu uitați să vă recunoaște și pe voi. Purtați-vă cu el ca și cu voi înși. Atunci vă voi citi o credă și vă voi pleca în fața voastră. Puteți să dați în vilea tot ce vreți. Corupția, murdăria, mizeria. Dar vă rog eu, fără pretenții de alții. Să iubim, să iubim, să iubim un căvătar! Un funcționar care fură sau un imbecil! Auzi vorbă! Ilia, iartă-mă că-ți spun, dar se vede că nu te mai ocupi de literatură. Nu! Pe aceștia trebuie să-i osândim, să-i scoatem din mijlocul cetățenilor și să-i azvârlim afară din societate! Afară din societate! Afară din societate! Dar cum poți dumneata să-i azvârli afară din mijlocul omenirii, din sânul naturii, din milostivirea lui Dumnezeu? Și dumneata ce citești? Eu? Mai mult de călătorii. Să-ți trimit nuvela mea? Soare, frumos! Nu. Ai putea să vii dumneata azi la mine la masă. Te rog, mi-au căzut pe cap două necazuri. Aș vrea să stăm de vorbă. Ilia! Te rog. Eu noaptea scriu! Dimineața îmi duc articolele la tipografie! Nu pot! Nu pot! A, nu știu dacă ai aflat. Se însoară dobitocul ăla de la Cotov. Mă scrie noaptea, dacă dormi, cum mai poartă? Dumneata ești Alexeev, nu te apropia, te rog, vine afară din frig. Tare frig! Am venit să te iau la oficiu, la masă. Pe urmă mergem cu toții la Ekaterinhof, e 1 mai. Ar trebui să te îmbraci, e târziu. Nu, e prea de vreme și nu merg nicăieri. Să ies pe umezeala asta, tu vezi ce nori sunt? Ce nori? E senin ca în palmă. Geamurile dumitale sunt murdare. Rămâi mai bine dumneata la mine la masă. Hai, stai la mine toată ziua, mâncăm împreună. Hai, azi e sâmbătă,
treburile mele ți-am vorbit? Care trei? Mai întâi mă dă proprietarul afară din casă. Închipuiești? Trebuie să mă mut. Foarte neplăcut. Mare bătaie de cap. Cum aș putea să fac să nu mă mut? Dar nici nu vreau să mă gândesc la asta. Treaba lui Zahar, să născocească și el ceva. Sunt unii oameni care cea mai mare plăcere e să se mute. La o dată, mie nu-mi plac deloc schimbări. Dar chestia cu casa nu-i nimic pe lângă ce-mi scrie vechiul de la moșie. Stai să-ți citesc scrisoarea, să vezi. Zahar! Tu nu mi-ai găsit scrisoarea aia? Ce scrisoare? Păi n-am găsit nicio scrisoare, nu știu carte. E oricum, caut. Hai. Te rog, caut-o și dumneata. E vară. Aici nu e. Bună ziua, concetățene! Nu, te rog, nu te apropia!
ieșit de afară din frig. Vai de mine, dar se poate să zaci în pat până la ora asta așa ca un buștean? Ia uite, ca un buștean, ca un buștean. O, la voiam să mă scol. Lasă-mă, pace. Că știu eu cum vrei să te scoli. Zahar, mișcă-te, măi, vită bătrână. Ia lui boierului tot ce-i trebuie să se îmbrace. Ai murdărie, ai făcut cu picioarele alea. Parcă ai fi poștaș. Poștaș? Păi, poți Italia, păi la cea, păi. Lasă în pace, mica Andrei, ce cu el? Păi, dar e posibil, Ilie, se poate așa ceva? Ha! Ești și dumneata aici? Nici nu te-am observat. Ce tot caută ăsta pe aici? Ia de-și mie, mică. A, nu, că nu-mi care acolo. Hai, zic. Bun, cetățene, dă-mi și mie, rogu-te, o țigare de foi. Sunt în cutiuț. Ba! Ce-i asta? Ce-i asta, spune-mi? Nu ți-am spus să iei dalea bune, că altfel nu mai calc multă vreme pe aici? Of, Doamne Dumnezeule, ce mâncăm azi? Dar ce bem? Ha? Ia să vedem ce vin ai. Olu, tot poștiri ca asta? Nu ți-am spus să cumperi de la magazinul englezesc? Ia trimite să cumpere. Adică, stai, lasă, că mă duc tot eu. Că și așa mai am un drum de făcut până la masă. Da, nu uita să închiriezi o trăsură ca să mergem la Ekaterinhof. Vezi că într-o oră mă întorc? La revedere! Stai puțin, nu pleca, Mihai Andrei. Te rog, mi-au căzut pe cap două berele mari. Zic, mă dă proprietarul afară din casă. Învați-mă ce să fac. Păi ce să fac, dragul meu, tău, că... Ia stai puțin. Ia stai puțin, că asta se rezolvă, Ilia Ilici. O să-mi și mulțumești. O să spui să ne dea și șampanie la masă. Se rezolvă. Cum așa? Păi uite așa, dragul meu. Dacă vrei, chiar de mâine poți să te muți la o cumătră de-a mea din cartierul Vyborg. Cartierul Vyborg? Se spune că acolo ea ca vin lupii. Păi și ce-ți pas? Acolo stă cumătra mea. Are o casă mare, frumoasă, cu grădină de zarzavat. E o femeie nobilă. Sărâncuța. E văduvă. Are și doi copilași, cum minți, tu! Cu ea mai stă și frate, om cu scaun la cap, nu că ăsta. Nu m-am mutat acolo, Mihai Andreiici. Păi atunci du-te, dracu, Ilia Ilici. Dar eu chiar nici nu înțeleg, ce ți-o fi plăcând aici? Cum, aici sunt aproape de toate, de prăvălii, de cunoștințe, de teatru. E doar ce